Bună dimineața, bine v-am regăsit! Iată că în sfârșit a venit sezonul alimentelor și rețetelor verzi, așa că nu voi rata ocazia și vă voi aduce argumente multe în favoarea lor. Tot săptămâna aceasta vă aduc informații din contracepție și cardiologie, informații utile pentru un stil de viață sănătos. În rubricile noastre vorbim și despre îngrijirea părului și a feței în această perioadă, așa că vom avea o săptămână plină și folositoare. Începem însă cu alimentele verzi, care înseamnă sănătate și frumusețe. Clorofila, vitaminele, mineralele, oligoelementele și antioxidanții din legumele verzi detoxifică, hrănesc, alungă kilogramele în plus, fortifică organismul și îți fac pielea frumoasă. Spanacul, urzicilele, urda, declarată în Olanda alimentul mileniului 3, ștevia, loboda, iată doar câteva dintre alimentele verzi care ți aduc mai aproape eternul vis al omenirii. Tinerețe fără bătrânețe. Ce alte alimente ne mai ajută să fim tineri, frumoși și sănătoși? Ascultați! Există alimente care să ne țină mai mult timp tineri și frumoși? Alimente antirid? Alimente antioxidante, să le spunem așa. Păi mai tineri și mai frumoși, ca prim factor, sunt legumele. Deci legume dimineață, la prânz, seara, sub orice formă, și ca desert, dacă vrei legume, sucuri de legume, fructe. Mișcarea ne face mai tineri, mai frumoși, mai tonici. Deci totul depinde de noi. Cât de vrem să rămân. De viață. Da. Și ca alimente punctual antioxidante? Brocoli e cel mai mare antioxidant, să spun așa. Brocoli, fasole verde, în general cam tot ce este spre culoarea verde este antioxidant. Serios? În general. Varza intră și aici? Este și varza, dar varza nu pot să... Pentru cei cu acid uric, de exemplu, sau cu gută, sau cu proteine multe, nu pot să... Le dai varza. Exagerez cu varza. Deci tot ce e spre verde, spre verde e anti-îmbătrânire. Anti-rid. Da, de ce nu? Alimente anti-rid. Strugurii, știu că și ei. Și strugurii și ananasul, și mango, și avocado. Rodiile iară sunt foarte bune. Avem cu ce. Avem cu ce, nu? Să rămânem tineri veșnic. Nu veșnic, dar să avem un tonus bun. Și să îmbătrânim frumos. Depinde și doar de ce. Sigur că da. Mulțumesc frumos, Vera. Cu tot dragul.